El nu a muncit 12 ani, o mică perioadă în 2021, l-am angajat la Farmexim, pentru că i-am spus că trebuie să muncească atunci, după pandemie. S-a dus acolo, a lucrat 3-4 luni, 5 luni, nu mai știu cât, s-a lăsat. Normal, este greu să te angajezi la 41 de ani. Acum are 43 și anul trecut s-a angajat la Kyocera, automotive, la o fabrică. Și el, având obișnuința să bea, zilnic bea 6-7 beri, 6-7 beri. Noaptea aia, o băut până la 2:30 noaptea, a fost vecinul nostru de duplex cu el. O să dezvălui mai multe ulterior. Și în noaptea aia, după ce a plecat Adi, nou, nu ne mergea clima și era geamul deschis. Era 4 iulie 2023, și am luat un home cinema în curte în care atâta de tare se auzea la filme. Deci el zilnic se culca la 3-4. De 19 ani, de 20 de ani, de cât eu îl cunosc, să juca jocuri, să uita la filme. Și eu s-a aflat mai târziu mai ce făcea. Sabina Cornea continuă seria dezvăluirilor șocante din căsnicia ei de coșmar, pe care le-a ținut în secret până astăzi. Make-up artistul spune că și-a întreținut soțul vreme de 19 ani. Acesta a avut, spune Sabina, doar două tentative de a se angaja în toți acești ani. Mai mult decât atât, Timișoreanca îl acuză pe soțul ei că ar avea probleme cu alcoolul, că bea zilnic 6-7 beri și că nopțile și le pierdea văzând filme și făcând alte lucruri despre care make-up artistul încă nu vrea să vorbească. Sabina Cornea spune că ultima dată când a încercat să-i amintească soțului că trebuie să lase băutura și să se trezească dimineață pentru a merge la serviciu, acesta i-a spart capul. A băut 6-7 beri. După care eu am zis: Cristi, culcă-te, că e 2:30 noaptea, dimineața lucrez de la ora 7, tu nu știi ce înseamnă să lucrezi 12 ore. Și el de nervi, pentru că eu i-am zis să se culce, adică să nu mai bea. Primul lucru i-am spus: nu mai bea, culcă-te. Anul trecut, în 4 iulie, vă repet, au zis: morții mătii, te fac țăndăr ca pe Danarova. Și au venit fugind, alergând la mine pe scări, în dormitorul meu și a copilului. Copilul s-a trezit, adică era triaz, că oricum nu putea să doarmă de la muzica aia tare, de la filmele acelea tari. Și au venit pe mine și m-au dat un pumn în cap, întâi au vrut să ia copilul de pe mine, pentru că copilul era pe mine, mă proteja, au vrut să ia copilul se zbătea, refuza, vroia să-l ducă în altă cameră ca să vină să mă lovească pe mine, pentru că nu e prima dată când intră peste noi. De nenumărate ori, în toți ăștia 6-7 ani, lua altădată copilul, ducea în cameră și venea, îmi dădea mie în cap că am cheltuit banii mei și munca mea, că i-am luat jucării. Deci certurile noastre erau numai pentru copil și că de ce eu răsfăț copilul. Sabina Cornea spune că a fost agresată în nenumărate rânduri verbal și chiar și fizic de către soțul ei, copilul lor în vârstă de 5 ani și jumătate, fiind grav afectat de scandalurile interminabile din casa lor.